Salut! Iepuraș de soare! Sunt iarăși eu, agentul vostru preferat, detectiv laxativ, sau, cum se mai spune în popor, misogin mustață. Pentru mulți dintre voi, probabil deja nu e o noutate că în Moldova o mare parte din presă este politizată. Și în loc să bată alarma în cazuri de corupție, în loc să ceară socoteala direct de la politicieni, mulți jurnaliști devin angajați de partid. Nu mai o clipă. Așa că noi cu voi, într-un mod cât se poate de obiectiv, atenție, eu n-am spus obiectiv, eu am spus cât se poate de obiectiv, pentru că noi cu voi suntem oameni și, spre deosebire de Dodon, ne recunoaștem greșelile. Așadar, într-un mod cât se poate de obiectiv, noi odată în lună o să facem un reportaj exhaustiv, atot cuprinzător, despre cum presa de la noi manipulează și propagandește. Despre cum presa de la noi manipulează și propagandează. Iar în timp ce voi puneți like la acest video, puneți vă rog like la acest video. Vă rog. Mulțumesc. Și în timp ce faceți share prietenilor voștri de pretutindeni, eu o să mulțumesc portalului mediacritica.md și Centrului pentru Jurnalism Independent din Moldova pentru inspirație și susținere. Deci așa, dar deci, hai să vedem care au fost top 3 evenimente din luna mai care i-au făcut pe jurnaliștii din Moldova să calce prin strechini. 1 mai. Manifestațiile Partidului Socialiștilor din Republica Moldova cu ocazia zilei de 1 mai au fost reflectate de aproape toate instituțiile de presă de la noi. Excepții fiind poate doar revista Iarba și Cai. Și ăștia au scris. Unele instituții au acordat foarte multă atenție și timp de emisie acestui subiect și totodată au reflectat tendențios și au favorizat anumite partide sau politicieni. NTV Moldova au difuzat 4 știri din întreg buletinul de știri. Asta înseamnă aproape 60% din buletin au fost despre acest subiect. Mii de oameni au participat astăzi la marșul dedicat Zilei Internaționale a Muncii. Cea de-a doua coloană a pornit din fața Academiei de Științe. În fața Parlamentului, cei aproape 30.000 de manifestanți au scandat lozinci antiguvernamentale și Partidul Socialiștilor își propune schimbarea regimului politic și blocarea cursului distructiv al țării prin obținerea victoriei la alegerile parlamentare din această toamnă. Sunt și televiziuni care au menționat întreagăt manifestațiile organizate de PSRM. Canal 2, de exemplu. Și nici asta nu-i tare bine. Mie mi-ar fi plăcut să văd jurnaliști care transpiră o leacă mai mult încercând să ne explice nouă ce înseamnă solidaritate muncitorească. Cum funcționează sindicatele în Republica Moldova? De ce în Republica Moldova cei care se numesc socialiști au milioane în cont și multe alte disonanțe cognitive? Platformele online în mare parte au abordat subiectul în mod diferit, însă dintr-o singură perspectivă, fie negativă și dezaprobatoare, așa cum a făcut Deschidem de, fie pozitivă și elogioasă la adresa PSRM, așa cum a făcut Sputnik.media sau Noi.media. Ia uite, cu steaguri roșii în mâini, participanții la marș au scandat lozinci de susținere pentru președintele Igor Dodon. Tată Ghineș frumos, numai că eu credeam până nu de mult că 1 mai este Ziua Internațională a Muncii, nu? Și voi asta credeați. Și vrei, nu vrei, apare întrebarea, și are Dodon cu munca? Omul ăsta a avut în anul 2017 7 vacanțe în primele 8 luni ale anului. Bani pentru vacanțe, de unde aveți? Din sursele legale pe care le are președintele și familia. Repet, și are Dodon cu munca. Al doilea motiv de manipulare pentru jurnaliști a fost ziua de 9 mai. Caracterul dual al zilei de 9 mai a împărțit instituțiile media în câteva tabere. Astfel, NTV Moldova, Accent TV, Sputnik MD au pus accentul pe faptul că 9 mai este ziua victoriei, Jurnal TV a pus accentul pe faptul că 9 mai este ziua Europei, dar e ca Prime, Canal 2, Canal 3 și Publica au încercat să împace ambele tabere și au prezentat ziua de 9 mai din ambele perspective. Însă n-au putut să nu cadă în ispită și au favorizat un partid politic. Gâși care anume? Nu cunoști? Întreabă-i pe magistrații de la judecătoria Buiucani. Ei au răspunsul. Ziua Europei și Ziua Victoriei sunt sărbătorite concomitent în scoarul catedralei, unde Partidul Democrat din Moldova a organizat un program special. Ia... Даже не знаю, что сказать. Cea mai semnificativă abatere la aproape toate instituțiile media în știrile despre 9 mai a fost amestecul faptelor cu opiniile. Ce înseamnă asta? Asta e atunci când în loc să spui că Adriana Ochișanu este o cântăreață de muzică populară, spui că Adriana Ochișanu este cea mai bună cântăreață de muzică despre votul mixt. Și aici, apropo, nu-i tare departe de adevăr. Votul mixt îl susțin și eu, dragii mei. Vreau Moldova să fie prosperă, să trăim și să muncim în țărișoara noastră, să nu slugărim în străinătate pe alții. Dragi jurnaliști care faceți știri, povestiți-mi ce s-a întâmplat, nu ceea ce vrea șeful vostru ca eu să cred că s-a întâmplat. Mersi. Și ca să încheiem subiectul cu 9 mai, vreau să ne oprim la buletinul de știri de la Accent TV, pentru că ăsta a avut un buchet întreg de încălcări. Accent TV a făcut uz de amestecul faptelor cu opiniile. Nu mai capă timpuri, flori, muzică de fanfară.
fanfară și o amintire vie a celor care și-au pus în joc propriile vieți. Politizarea unui eveniment care se vrea și ar trebui să fie social. Favorizarea directă a unor partide politice, în cazul dat PSRM. Mii de oameni din toate colțurile țării au dat curs invitației lansate de președintele Republicii Moldova și Partidul Socialiștilor. Totodată, Accent TV a sugerat prin formulări și tonalitatea prezentatoarei că în prezent România ar fi un stat care atentează la suveranitatea Republicii Moldova. Сохранилось описание. Матерей заставляли держать своих детей на вытянутых руках. Это чтобы одна пуля на двоих, чтобы не тратить драгоценные румынские патроны. În istorie a rămas, în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei au murit aproximativ de 7 ori mai mulți nativi din Moldova decât civili înrolați în armata română. Și ca să ne facă pe noi să credem, Accent TV a făcut trimitere la surse imposibil de verificat. Conform documentelor, pe teritoriul ocupat a fost planificată moartea a o treime din populație de dinainte de război. Conform documentelor. Conform căror documente? Așa cum a spus și femeia aceea, atunci, eu niciodată nu spun minciuni. Și al treilea eveniment despre care aș vrea să vorbim astăzi a fost Marșul Fără Frică. Marșul Fără Frică din acest an a coincis cu perioada alegerilor locale, care a ținut prim planul tuturor posturilor TV și a buletinilor de știri. Totuși, o parte din instituțiile media au reflectat subiectul marșului. Însă, au făcut-o într-un mod tendențios și dezechilibrat, dând evenimentului o conotație exclusiv negativă. Alte instituții, cum ar fi Moldova 1 sau portalul Deschidem de, au oferit informația despre acest marș într-un mod relativ neutru și fără mari încălcări. Prime, Canal 2, Canal 3, Public au reflectat și evenimentul în mare parte echidistant, folosind aceleași imagini, scenariu, mod de expunere, asta pentru noi deja nu e o noutate. Liderul partidului, atât în TV Moldova, cât și Accent TV au politizat evenimentul în buletinile lor, sugerând că astfel de activități și marșuri sunt impuse de Occident și Uniunea Europeană. Președintele Igor Dodon a mai declarat că într-un stat în care autoritățile nu au verticalitate în gestionarea economiei, sunt gata să îndeplinească orice să dirigeze vectorul extern al țării în funcție de preferințele Occidentului sau chiar să impună valori improprii societății. Noi înțelegem foarte bine că există o încercare, o tendință de a impune țării noastre unele valori care nu ne sunt proprii. Și poate voi ați simțit, poate nu, dar e bine să știți că tocmai ați fost martorii unei tehnici de manipulare. NTV Moldova și Accent TV au folosit tehnica de manipulare a dușmanului extern. Și înseamnă asta? Asta e atunci când cineva încearcă să-ți inducă un sentiment de frică, de pericol care vine din afară, în cazul dat Occidentul și Uniunea Europeană. Totodată, NTV Moldova și Accent TV sunt foarte atenți și grijulii cu noi, sugerându-ne că există cineva care ne poate apăra în fața acestui pericol. Dar oare cine? Cine ne poate apăra? Da, ați ghicit. Ne poate apăra domnul Igoraș Iepuraș, ne poate apăra domnul Nicolae Cantarean cu șofer personal și BMW cu numere de guvern. Înțelegi cum funcționează schema asta? Salut! Ai dureri de cap? Ai dureri de burte? Da nu, tot normal, sănătos parcă. Ba da, tu ai dureri de cap, tu ai dureri de burte, repede ține leacurile, înghite chiar acum, bie ceai, ne diurgă-se. Așa ești cu propaganda politică, ești sătul până pistiști, dar cineva cu anumite scopuri o să continui să o bagi pe ochi și pe urechi. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Vă îndemn să nu uitați să intrați pe mediacritica.media. Asta e un site care e administrat de experți în domeniul jurnalismului. E un portal care vine să combată manipularea și dezinformarea din mass media moldovenească. Haideți împreună în această mare de minciuni și propagandă să încercăm să cultivăm un spirit critic atunci când consumăm presa din Republica Moldova. Cu voi a fost Detectiv Laxativ, prietenul meu Andrei Bolocan vă așteaptă pe 3 și 4 august să vă vedeți live la un spectacol de ha-ha-ha, mor de râs, numai bine, pupicei!